Pădurea de conifere, lecție dedicată elevilor din clasa a 5-a. Pădurile de conifere sunt situate la altitudini mai înalte, sunt întunecoase, cu luminozitate redusă, din această cauză nu prezintă o vegetație bogată la sol. Temperatura anuală este umedă, ceea ce favorizează creșterea ciupercilor comestibile pentru om. Un exemplu îndrăgit și gustos sunt gălbiorii sau bureții galbeni. Cel care a descris primul această ciupercă a fost Carl von Linné în 1753, un botanist suedez considerat părintele taxonomiei și tatăl ecologiei moderne. Gălbiorii trăiesc atât în pădurile defoioase cât și în rășinoase. Trăiesc în simbioză cu rădăcinile arborilor. Au pălăria cu marginile neregulate, răsucite în jos, uneori ondulate sau încrețite de culoare galbenă. Piciorul este plin, iar la bătrânețe gol și în continuare a pălăriei. Are o înălțime de 3-8 cm, este robust, tare, neted, în forma unui con răsturnat. Carnea acestor ciuperci este albă în interior și galbenă la exterior. Gustul și mirosul lor este plăcut. Buretele se dezvoltă din mai până în octombrie-noiembrie. Trebuie căutați în zonele deschise din pădure, unde soarele ajunge să încălzească solul. Niciodată nu crește solitar. Dintre beneficiile sale putem aminti conținutul ridicat de vitamina C și D, precum și un aport important de potasiu în alimentație. Buretele galben poate fi ușor confundat cu otrăvitorul Omphalatus olearius, numită în popor buricul măslinului. Are o culoare gălbui-portocalie la brun roșcat, uneori cu pete mari întunecate. În întuneric emit o ușoară luminiscență verde-albăstruie. Hribul de brad crește în pădurile de conifere prin preajma pinilor de primăvara până toamna. Este o ciupercă comestibilă, foarte apreciată din punct de vedere gastronomic. Pălăria la început are o formă de semiglob, netedă, uscată, apoi bombată și spre maturitate devine convexă, aproape plată. Coloritul variază de la roșu-maroniu la brun închis. De la ploaie și umezeală, pălăria devine lucioasă sau chiar vâscoasă. Înălțimea piciorului poate ajunge până la 15 cm. Carnea este albă, cu excepția celei de sub cuticulă, care este roșie-violetă, plăcută la gust și miros. Curiozități pentru culegătorii de ciuperci. Ciupercile se culeg dimineața de vreme, deoarece ele cresc mai ales pe timp de noapte. Mai mult decât atât, roaua dimineții le fac să strălucească și să fie vizibile din depărtare. Ciupercile preferă zonele deluroase, înclinate, pantele forestiere. Ciupercile proaspete se strică foarte repede, deoarece conțin 90% apă. Ele trebuie preparate cât de repede. Ciupercile conțin lecitină, de aceea reduc depunerea de colesterol în organism și prin enzime promovează digestia substanțelor nutritive. Vă mulțumesc pentru atenție!